이렇게 펴준 뒤는 여보가 두셔 나포이 내몬도 저라로서리 슈토벨 트렌제 저라고 하면 오늘 아침에 누비라서 ne spună, cel puțin eu n-am primit în felul acesta că trebuie să vă mutați din nou în România sau trebuie să faceți lucruri deosebite și trebuie să lucruri deosebite să credem în Domnul Iisus Hristos. Acum au fost câteva zile de bucurie maximă pentru mine, de trăire sufletească și inima mea s-a înviorat. Acum după masă am fost la biserică fraților romi și m-au uns și ei la inimă cu cântările lor. Și zic că mult avem de trăit. Mult avem de trăit pentru Domnul. De trăit ceea ce știm din cuvânt. Ceea ce am primit din cuvânt. Ceea ce cunoaștem din cuvânt. Noi suntem așa de importanți cât ne face Domnul de important. Și Domnul ne dă importanță maximă, colosală. Spune Domnul, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, adică evaluat și te iubesc, eu mă gândeam, cum o fi evaluarea aia pentru mine? Nu acum, când eram mai tare. Mă gândeam, cum o fi evaluarea aia pentru mine? Adică, evaluarea aia e ca și când mergi la piață, iei o găină sau o gâscă și femeia zice, îmi trebuie 20 de lei, 200 de mii, 20 de dolari pe ea. Și voi spuneți, nu, noi spunem, nu merită mai mult. Domnul zice, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești evaluat, adică te-am cântărit, te-am măsurat, te-am dimensionat. Și concluzia este, te iubesc, asta mă copleșește. Asta m-a făcut să tremur pentru prima dată când am citit Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești evaluat și te iubesc. Și am zis, Doamne, dar n-am nimic bun în mine. Și poate că zic, Doamne, n-am nimic bun în mine. Mă uit la trecutul meu, la performanțele mele, mă uit la ieșirile mele, la izbucnirile mele, la reacțiile mele, mă uit la firea mea, la capriciile mele și n-am nimic bun în mine. Dar ce, Domnul, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și concluzia, te iubesc, fac tot ce trebuie pentru tine. Tot ce trebuie pentru tine. Eu vreau să vă spun în seara asta despre viața de doi bani sau viața veșnică. Cei care sunteți mai în vârstă știți că în folclorul românesc este în literatura română este o poveste cu unguța cu doi bani. Acolo era o luptă a orgolilor, nu a valorilor, a orgolilor. Și boierul și cocoșul vroiau cu unguța cu doi bani pentru că o vroiau. Erau cineva. Nu era boierul mai mare sau cocoșul mai mare, ci era orgoliu mare. Trebuia să aibă proprietatea aia. Și cu noi se întâmplă cam la fel. Scriptura zice despre o creștere. Ne spune despre o văduvă săracă care merge la templu și n-avea decât doi bani. Doi cenți. Ați găsit vreodată doi cenți, v-ați plecat după ei? Nu prea. Nu prea. Eu sunt un colecționar de monede, în sensul că atunci când îți la băiatul meu, mergem la cumpărături sau mergem prin casă, eu le colecționez monedele. Pentru ei nu sunt importante. Dar am zis, nici pentru mine n-ar fi important ca și valoare, dar e important pentru că fiecare monedă reprezintă o valoare care trebuie să circule, să-și îndeplinească menirea. Și femeia aceea, bătrânica aceea, văduva aceea, ne spune Scriptura că avea doi bani pe care i-au pus acolo în misterie și erau tot ce avea ea ca să trăiască. Vă dați seama cât merita viața ei? A luat viața ei și a pus-o în mâna Domnului. S-a spus, Doamne, cred! Parcă văd mâna tremurândă. Cred că Tu ai soluție pentru mine. În seara asta vreau să te gândești la asta. Nu știu cât valorez, cât crezi tu că ești evaluat de punct de vedere financiar. Nu știu cât e business-ul tău, salariul tău, pensia ta, zestrea ta, pensia ta de viață, asigurarea ta de viață. Nu știu lucrurile astea.
Știu că dacă vii cu tot ce ai înaintea Domnului, cu valoarea ta spirituală înaintea Domnului și spui, Doamne, ăsta-s eu. Am încercat, Doamne, m-am silit, Doamne, m-am zbătut și m-am căsărat și am vrut să fiu altfel. Și am vrut să scot ceva din viața mea, și am vrut să scot ceva din familia mea, și am vrut să dau o altă valoare și o altă turnură vieții mele. Dar atât dați, Doamne, doi bani. Eu mă gândesc la faptul că vasul vieții noastre al fiecăruia vine evenimente în viață, etape în viață, când vine o criză majoră și din punct de vedere spiritual se face ciobul. Anul trecut eu am avut o înștiințare profetică. Eram în Italia și Domnul îmi spunea, te voi trimite într-o țară îndepărtată, foarte îndepărtată, unde să faci lucrarea mea, trimiterea mea, și îmi spunea Domnul acolo niște lucruri. Și am zis, Doamne, acum să te văd. Că eu aveam planul bine conturat pe sfârșit de an, aveam niște evanghelizări, deschideam biserica la Baia Mare, făceam mai multe lucruri acolo, și în 8 februarie trebuia să nască fiica mea. Și visam să, trebuia să am un nepoțel, și visam să-mi țin nepoțelul în brațe, să-l ridic înaintea Domnului și să binecuvântez pe Domnul. Și Domnul a fost de altă părere. A zis, Domnul, planul meu e suprem. Nu știu de ce a fost așa. La 8 luni, fiica mea a pierdut sarcina, a născut copilul mort, era mort de câteva zile și și am stat înaintea Domnului cu vasul meu spart. Și am zis, Doamne, acum eu am nevoie de reparații. Nu mă interesează trimiterea ta, nu mă interesează absolut nimic, mă interesează vasul meu. Doamne, dacă nu fac ceva cu vasul meu, eu-s gata. Și Dumnezeu a spus, ai încredere în mine. Și bucată cu bucată, te compun, te recompun. Și îți dau sănătate și fac vasul nou. Fac vasul nou, pentru că eu vreau să fac lucrul acesta. Și am zis, slăvit să fie Domnul. Dar în momentul acela, nici doi bani nu era viața mea. În momentul acela nu valoram nimic. În momentul acela tot universul meu era prăbușit și toate lucrurile le vedeam sumbru. Am zis, Doamne, de ce? Apoi văd în Scriptură că un om și-a tocmit niște oameni la vie. A mers la unul și a spus, hei, vrei să vii să lucrezi pentru mine? Îți dau un leu. A mers mai târziu, peste o oră, două, și a spus, hei, vrei să vii să lucrezi în via mea? Îți dau un leu. Și a mers încă o dată și a văzut acolo, vrei să vii să lucrezi în via mea? Îți dau un leu. Și la urmă a tras linia, gata ziua de muncă, nu știu dacă a fost cu mâncare sau fără mâncare. Și a spus, uite, tu care ai venit ultimul, ia un leu. Tu care ai venit penultimul, ia un leu. Tu care ai venit primul, ia un leu. Doamne, nu e adevărat. Nu-i trebuie. L-am trudit. Am și fratile. Am trudit. M-am spetit. Am făcut ceva pentru tine. Ce nu-i treaba ta. Nu-i treaba ta. Apoi lucrurile sunt cumva în ordine crescătoare și marele lucru l-am citit aici. În Isaia 43. Pentru că ai preț în ochii mei. Mai este un alt verset în Isaia 46. Vreți să nu uiți la mine, că oboseală e oboseală. 49:16. Pune cuvântul, iată, te-am săpat în palmele mele, în mâinile mele. Te-am tatuat, am putea spune, te-am săpat pentru că am fost săpați atunci când piroanele au lovit în Domnul Iisus Hristos. Eu am fost săpat acolo. Și voi ați fost săpat acolo. Și noi toți am fost săpat acolo. Și spune, te-am săpat în palmele mele. Adică mi-am marcat viața cu tine. Crezi că Dumnezeu făcea o experiență? Vroia să facă o experiență? Că poate ne-o pocăi, poate nu ne-o pocăi? Credeți că Dumnezeu o zis, mai tineri ăștia și tineri ăștia, poate că vine o etapă în viața lor, când și-or preda viața Domnului, s-or pocăi, poate că bărbații și femeile care trec prin diferite eșecuri și crize,
Poate că s-au mai ridicat vreodată. Nu. Dumnezeu spune, te-am săpat în palmele mele. Adică ai preț în ochii mei și prețul ăsta suprem ca tot timpul când mă uit la palmele mele să știu că numele Tău e acolo. Numele Tău și numele meu e acolo. Și Dumnezeu nu face experiențe. Și Dumnezeu nu zice, a, am greșit, sorry. Dumnezeu spune, te-am chemat pentru biruință. Să stai pe stâncă. Să umbli, să faci lucrările mele. Să umbli biruitor, să stai în picioare. Doamne, dar vin valuri și furtuni. În valuri și furtuni. Pentru că ești copilul meu. Pentru că îmi pasă de tine. Pentru că mă uit la mâinile mele și știu că scrie numele Tău acolo. Poți să stai indiferent față de un lucru așa de mare? Dumnezeu spune, prin cuvântul Său, îmi pasă de tine. Uită-te la societate. Nu știu cum e la voi. Și nu vreau să vorbesc rău societatea alta, că vreau să mă întorc acasă. Dar societatea testează medicamente, testează alimente și testează armament pe oameni. În alte fel, vorbim așa, ipotetic. Testează lucrurile astea. De ce? Pentru că avem preț în ochii lor. Nu-i interesează. Nu-i interesează. Suntem obiectul experienței lor. Și ca să devină credibil tot, ne-au spus și multă vreme în România și peste tot sceptici spuneau, a, noi suntem obiectul experienței unei culturi, unei civilizații extraterestre. Nu! Suntem creați de Dumnezeu, după timpul și asemănarea Lui. Și Dumnezeu are un plan cu noi. Și Dumnezeu vrea cerul să-L umple cu noi. Dumnezeu nu face experiențe. Dumnezeu spune, te-am săpat în palmele mele. Ai preț în ochii mei, ai valoare în ochii mei, poartă-te ca atare. Nu te lăsa sub jugul robiei. Nu te lăsa sub apăsarea vreunui jug străin. N-aduce foc străin în viața ta și n-aduce foc străin în armare. Și stai pe stâncă cu Dumnezeul tău. Și acum întrebarea ar fi, ce alegem? Ce vrem să fie viața noastră? Viață de 2 bani? Adică ne convine să fim purtați din coace încolo? Băieți și fete, vă convine la un moment dat să spună cineva despre o fată, un alt băiat, nu mă mai interesez. Despre un băiat să spună altă fată, nu mă mai interesez, am găsit unul mai musculos, mai cu mașină grozavă. În familie, credeți că Dumnezeu stă liniștit când vede nefericire și vede rateuri și eșecuri și falimente? Nu! Dar ce alegem? Au fost 3 tineri care au stat în cuptor și au spus, chiar dacă nu ne scapă Dumnezeu, noi tot cu Dumnezeu mergem. Ce îi spui lui Dumnezeu? M-am interesat în istorie și am aflat că Albert Einstein, la vârsta de 4 ani, spunea doar mamă și... Nu spunea niciun cuvânt. La vârsta de 5 ani, spunea doar mamă și tată. Nimeni nu-i dădea nicio șansă. Și a ajuns un om eminent, un savant eminent. Beethoven, marele muzician Beethoven, primul lui profesor de pian, de muzică, i-a spus din ăsta, până-i lume nu este muzician. Societatea se uită la mine și la tine și spune, ăsta nu o să reziste de criză. Ăsta nu ajunge la pensie. Sau nu ajunge pensia. Ăsta sau asta, tinere, nu s-au căsătorit veci, că am eu grijă, zice societatea, să le fac așa, fărâmituri, idealurile și cioburi vasul vieților. Și Dumnezeu spune, n-ai vrea să fac ceva din tine și din viața ta? N-ai vrea să recompun vasul tău? N-ai vrea să crezi în valoarea mea? Și n-ai vrea să spui viața, destinul, viitorul, mintea, trupul, sentimentele, emoțiile, mâna mea? Că eu pot să fac orice din tine. Societatea zice numai ce se poate. Din punct de vedere social, sentimental, emoțional, educațional, cultural. Și avem o grămadă de motive. Da, nu se potrivesc tinerii după 10 ani de căsnicie că diferențe de cultură. Nu se potrivesc tinerii, bărbații, femeile, din cine știe ce motive. Că i-a apucat cine știe ce boală a bătrâneților. Nu se potrivesc tinerii, nu se înțeleg doi cu doi, poate că la voi nu așa,
Nu se înțeleg doi cu doi la repetiții de orchestră, de fanfară, de tineri. Nu se înțeleg bine, că au bifose și e diferență de cultură. Nu se poate. Dumnezeu zice, eu nu mă uit nici la cultura ta, nu mă uit nici la cecul tău, nici la contul tău, nici la mașina ta, nici la casa ta. Mă uit acum la inima ta. Și vreau să văd inima ta. Bate pentru mine? Este un cuvânt care, în care un împărat îi spune altuia, unui om. Inima ta e la fel de curată cum este a mea față de a ta? Și ăsta spune da. Atunci dă mâna. Și Dumnezeu zice, vreau să-ți dau mâna acum. Să te mut în carul meu de biruință. Să te scap de eșecuri și de falimente. Să-ți dau viitor și nădejde. Să-ți dau siguranța mântuirii. Că într-o zi vei fi cu mine. Nu ești obiectul de experiența unei culturi extraterestre, ci ești creația lui Dumnezeu, pe care l-a costat pe Dumnezeu și a dat Fiul Său pentru noi, ca noi să fim biruitori. Și a dat Fiul Său pentru noi, ca voi să fiți mântuiți, tine și tinere. Și a dat Fiul Său pentru noi, ca noi să facem voia lui Dumnezeu. Nu voia vreunui om. Nu voia unei organizații, fie ea și creștină. Nu voia unui guvern. Și voia lui Dumnezeu. Amin. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Amin. Și voia lui Dumnezeu este ca niciunul din voi să nu se piardă. Și toți ajungă la mântuire. Să credeți în Iisus Hristos. Și spune Scriptura, aceasta e calea. Aceasta e calea. Dacă cineva spune, nu-i bine, nu ești bine acum, să spui, minți. Dumnezeu zice că-s bine, că-s creația Lui. Că am șanse înaintea Lui. Dacă mama sau tata spune, n-a fi nimic de capul tău, vai de capul tău în veci. Să știți, Dumnezeu zice, la mine ai o șansă. La mine ai o șansă. Și în seara aceasta ar vrea să fie șansa, seara șanselor pentru noi. Să-i spune lui Dumnezeu, Doamne, mă pocăiesc înaintea ta. Am botezat tineri de 14 ani care au spus, frate, cu o maturitate deosebită, am capacitatea să păcătuiesc, și aleg să slujesc pe Dumnezeu, să-L iubesc pe Dumnezeu. N-ați vrea să mă botezați? Pentru că nu vreau să mă pierd în lumea aceasta. Am stat înaintea Domnului, am stat de vorbă cu familia și familia a spus, s-a întâmplat ceva cu băiatul meu, cu fata mea. Și s-a schimbat. E o schimbare. Care nu e așa de două săptămâni, ci de durată mai îndelungată. Și spuneau părinții, părerea noastră este că merită să fie botezat. Și întotdeauna candidații la botez, îi duceam la grupa profetică și îl întrebam și pe Domnul. Spune, Doamne, ăsta e materialul. Ăsta l-avem. Ce zici tu de ăsta? Și Domnul zice, ăsta e mei. Trimite-ți-i la mine. Dați-i la mine, că am grijă de ei. Și îi țin în grădina mea și în curtea mea și în curțile casei mele domnești și împărătești. Și niciunul nu se va pierde. Am zis, slăvit să fie Domnul. Unii au spus prea devreme. Dar dacă nu-i devreme pentru păcat, nu poate să fie devreme pentru Dumnezeu. Și s-a umplut biserica de tineri. Avem vreo 450 de tineri și copii. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mulți dintre ei și-au adus și părinții acolo. Hai să vezi cum e la botez. Hai să vezi cum e la sărbătoare. Multe femei sau tineri și-au adus părinții. Trebuie să veniți să-mi țineți și așapul. Noi avem baptistierul jos, așa, la nivelul podelei. Și acolo cobor 10 scări. Și acolo vin candidații și botez. Și când ies de acolo, trebuie să aibă cearceaf pe ei. Să fie mai bine așa, nu le fie rece. Și mulți dintre ei așa și-au atras. Părinții sau femeile și-au atras bărbații, bărbații femeile. Să vină acolo. Să vină acolo ca să fie folositor. Spuneau... Toată lumea vine acolo să aibă grijă să-și pună cearceaful. N-ai vrea să vii și tu? Și mărturiseau bărbați în toată firea. Când am intrat acolo, m-a copleșit dragostea lui Dumnezeu. Și după ce am spus nevestei mele, a doua zi după ce te pocăiești, divorțezi de tine, Dumnezeu a schimbat răul în bine și lucrurile s-au schimbat. N-ai vrea să fie facă Dumnezeu o schimbare în viața ta? N-ai vrea să spună Dumnezeu, Doamne, dragul meu, acum te iubesc și te pun deoparte pentru mine și pentru împărăția ta? N-ai vrea să-ți rededici viața lui Dumnezeu, bărbat sau femeie, care stai aici și
ai o viață așa lâncedă. Mă deranjează două lucruri. Unu, mă duc în biserică și întreb pe oamenii în vârstă, frate, crezi că ești mântuit? Ce dacă vrea Dumnezeu, om fi mântuit? Păi cum să dacă vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea. Dumnezeu a spus, îți spun înainte viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. Amin. Și dacă Dumnezeu dă viață și șansa la viață, cum poți să spui lucrul acesta? Și mai am un lucru care mă deranjează de multe ori. Vin oameni și spun, Doamne, ne-am simțit așa de bine în biserică. Și am zis, cum e posibil? Dar venim la adunare în prezența lui Dumnezeu, care e sfânt. Și nici la Fiul Său nu s-a putut uita când purta păcatele mele urâte și păcatele tale și-a întors fața de la El. Cum poți să zici că vii în biserică în prezența lui Dumnezeu și te simți bine? Eu vin la biserică și mă simt mizerabil și ticălos. Și spun, Doamne, ai milă de mine. Și Doamne, ai milă de mine. Și dimineața, și după masa, și marți, și sâmbătă, în fiecare zi. Spun, Doamne, ai milă de mine. Stau la dispoziția Ta. Nu putem să avem un aer de suficiență, de superioritate, spunem, Doamne, bine. Am făcut o treabă bună, am mers slujba bine, programul bine. Acum vedem noi cum o mai fi săptămâna viitoare. Iese biletul la loterie, merge business-ul bine, merge mașina bine, sau cum o fi. Nu asta vrea Dumnezeu. Nu de aia l-a costat pe Dumnezeu și nu de aia ne-a săpat în palmele Lui. Nu de aia ne spune, ai preț în ochii mei și te iubesc. Și în seara aceasta spune Dumnezeu, te iubesc tânăr și tânără, bărbat și femeie, n-ai vrea să faci ceva pentru mine? Stai înaintea mea, zicea Domnul lui Moise, și îi vedea slava mea. N-ai vrea să vezi slava lui Dumnezeu? Nu te-ai săturat de o pocăință gri? N-ai vrea să se coloreze în culoarea veșniciei? N-ai vrea să ai siguranța mântuirii acută și prezentă în viața ta? Să spui cu adevărat, Tu, Doamne, ești un Dumnezeu milostiv și bun. Cu adevărat, Dumnezeule, Tu nu te uiți la fața omului, la performanțele omului și la istoricul omului, ci te uiți la inima omului. Și în seara aceasta, din adâncul inimii, să spunem, Doamne, Te caut din toată inima mea. Și stau înaintea Ta și la dispoziția Ta, ca Tu să-ți faci lucrarea în mine și în viața mea. Ați vrea să facem lucrul acesta? Amin. Domnul să ne ajute. Haideți să ne ridicăm picioare. Din nou aș vrea să plecăm capetele fiecare și să ne rugăm Domnului.